Ne face plăcere să-i urăm la mulți ani invitatului de astăzi, mulțumesc, domnul Cornel Groza, dirijorul corului Filarmonicii Transilvania, dar și al corului Capela Transilvanica, pe care îl sărbătorim astăzi la Radio Cluj, și vorbim despre acești 30 de ani de carieră din perspectiva moștenirii pe care ați preluat-o de la maestrul Dorin Pop. E un cor pe care îl conduceți de 30 de ani, din 1985 încoace, și care are în peisajul muzical românesc un profil bine definit, o recunoaștere pe care a obținut-o în peste 60-50 de ani de activitate. Vă apropiați de 60 de ani, s-au împlinit deja 60 de ani, și vorbim despre această formație muzicală ca despre un reper muzical al Clujului profesionist. Este, într-adevăr, Capela Transilvanica a fost încă de la înființarea ei, din 1955, un reper muzical al Clujului, prin calitatea interpretărilor, prin finețea interpretării, prin finețea acordajului, în general recunoscut ca o formație de elită, pe vremuri comparată adesea cu celebrul nostru madrigal, al lui Marin Constantin. Dar un cor care aparține de Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, un cor de profesioniști și de voci tinere. Sunt profesioniști prin felul lor de a fi și de a gândi. De altfel, nu sunt profesioniști în sensul strict al cuvântului, adică ei nu trăiesc din ceea ce fac, și prin asta excelează Capela. Este un cor de amatori ca suflet și performanță profesionistă. Însemnând însă că sunt oameni cu educație muzicală. Sunt toți oameni, n-ar putea să fie părtași ai acestei formații oameni fără pregătire muzicală, pentru că repertoriile noastre sunt uneori extrem de dificile. Așadar, ce istorie are acest cor? Pentru că sunt câteva puncte importante care trebuie marcate, începând de la profilul și caracterul lui pe care l-a imprimat acum 60 de ani și în decursul decenilor maestrul Dorin Pop. Capela Transilvanica pe atunci se numea Corul de Cameră al conservatorului Gheorghe Dima. Au luat ființă în 1955 la inițiativa domnului Pop Dorin ca un cor de cameră al filialei din Cluj a Uniunii Compozitorilor din România. Deci afiliat Uniunii de Creație. Uniunii, da. Dar, evident, patronat de conservator, pentru că acolo își avea sediu, acolo își avea sala de repetiție, acolo se multiplicau materialele, deci, practic, aparținea Academiei. S-a dezvoltat foarte repede și a ajuns la performanțe extraordinar de repede. Cele mai mari, ca să nu mă întind foarte mult, cele mai importante performanțe le consider participările la unele, la câteva dintre concursurile internaționale, între care aș marca, așa ca situație de vârf, concursul din Arezzo din 1978, în care corul de cameră a obținut premiul întâi cu un punctaj pe care nu l-am regăsit în niciun alt concurs și nici la Arezzo nu cred să mai fi întâmplat acel lucru, da, 198 de puncte din 200. Într-adevăr, deci aproape de perfecțiune. Aproape de perfecțiune, așa am și fost atunci când eram corist și eu. Îmi face mare plăcere să-mi amintesc și mă mândresc cu performanța noastră. Și pe lângă asta, o seamă de turnee în Statele Unite, în Italia, în Marea Britanie, fosta Germanie Democrată, Bulgaria. S-au umblat și am făcut o bună propagandă muzicii, iar pe lângă acestea toate marile festivaluri de muzică corală din România, care erau pe vremea aceea la Iași, la București, la Brașov, și erau Cluj, multe. Și erau mult mai multe. Ca acum, da. Da, decât acum. Așadar, această moștenire, pentru că ați fost discipolul maestrului Dorin Pop, ați dus-o mai departe, dar i-ați imprimat și o amprentă a timpului de acum. Care e ea? E imposibil să nu se schimbe ceva, de altfel s-a remarcat din primele apariții ale mele în funcție aceea, în poziția aceea, după 85, da? În special s-a diversificat paleta dinamică. Am adunat mai mulți coriști, am abordat repertorii mai puțin camerale sau mai puțin intime, să spun așa, deci repertorii care necesitau un aparat vocal mai mare. Și număr mai mare de oameni. Număr mai mare de oameni și mai multă forță, mai multă forță. Am putut lărgi paleta interpretativă. Și repertorială. Și repertorială. De unde până unde implicit se întinde repertoriul? Probabil că muzica baroc este un punct
esențial al construcției oricărui cor de cameră. Nu, n-aș fi de părere aceasta. Noi am gândit și domnul Popne ne-a imprimat această idee. Cea mai bună școală pentru noi a fost muzica renascentistă. Ca atare, muzica noastră pornește cam de la Renaștere până la contemporani, evident că acoperim toată plaja de toate epocile mari. În funcție de vocile? În funcție de necesități. Dacă mi se ivește un festival de muzică contemporană, mă pot pregăti fără probleme cu ceea ce am acolo. Cu ce orchestre cântați? Pentru că muzica corală este adesea legată de concertele vocali simfonice și presupune un acompaniament. Este legată adesea, într-adevăr, dar specificul nostru evită, să spun așa, legăturile acestea cu orchestre, dar nu le elimină total. Ne-a fost dat chiar să cântăm în străinătate, în Italia, cu o orchestră din Ucraina. Am cântat, de asemenea, tot în Italia cu Orchestra Filarmonicii din Brașov. Am cântat tot în Italia cu Orchestra Academiei de Muzică. Aici, pe plan local, în general, facem conjuncție cu orchestra noastră, deci cu orchestra de studenți, pentru că adesea ni se ivește ocazia de a sprijini studenții noștri dirijori în vederea obținerii licenței și atunci corul nostru de cameră, din care pleacă foarte mulți dirijori, de altfel, îi ajută. Ne adunăm, facem împreună un program și cântăm cu dirijori tineri, foști capeliști. Pentru aniversarea de acum e obligatoriu să vorbim despre această opțiune pentru muzica corală, care la dumneavoastră, îmi spuneați înainte de a începe interviul, pleacă din tinerețe, din copilărie și nu e o alegere întâmplătoare. În general, muzicienii trec toți prin faza formării vocale, dar puțini rămân în zona corală. Păi, să spun așa, pasiunea asta pentru cânt vine din moși strămoși, cum ar spune cineva. Întâi a fost vocea umană. De copil am cântat, mi-a făcut mare plăcere să cânt, eram îndemnat în familie să cânt la petrecerile familiale și dragostea de muzică s-a insuflat instantaneu. E ciudată, povestea mea e un pic lungă și n-aș vrea să dezvolt aici. Am trecut prin faza instrumentistului, un mic accident, să spun așa, m-a determinat să mă îndepărtez de instrument. Ce instrument ați viola. Început? Am viola. Făcut liceul de muzică, am terminat viola, dar cu mari, mari chinuri, pentru că mi-am fracturat un deget de la mâna stângă. Asta m-a oprit definitiv. Însă, în momentul în care am abandonat instrumentul, am găsit o altă lume care mi s-a părut mirifică, pe care nu o cunoșteam deloc și pe care am îndrăgit-o instantaneu, cu siguranță datorită lui Pop Dorin, și m-am dăruit ei pentru toată viața. Vocea umană e poate cel mai dificil instrument. Da, dar cel mai apropiat de perfecțiune. Ce aduce? Ce, dincolo de... Vocea umană are suflet. Ceea ce nu are instrumentul. Unui instrument poți să-i transmiți ceva din sufletul tău, dar el nu-l are. Eu pot să plâng cântând, pot să vibrez cântând. Acolo instrumentul vibrează numai cu ajutorul mâinii mele sau a buzei mele sau a mișcărilor corporale. Vocea este cu totul altceva. Este cel mai dotat instrument de pe pământul acesta. Ce e dificil în formarea unui cor, în educarea lui, în a atinge acea coerență și acea împlinire a sunetului? Bine pusă problemă, coerență. Înainte de toate trebuie să găsești sufletele care să se dăruie acestei formații. Să iubească cântul vocal. Care să vrea să vină acolo pentru a cânta și nu pentru a câștiga. După care încep problemele tehnice, să fie voci de o anumită anvergură, de o anumită culoare, de o anumită formă, de un anumit timbru. Sunt câteva elemente de care depinzi pentru a reuși așa ceva. Da. Să știți că nu totdeauna faci formația sau performanța numai cu voci extraordinare. Sunt situații în care am avut performanțe foarte bune cu voci chiar de amatori. Capela de după anii 90 a avut aproape jumătate amatori. Deci era o poate... perioadă în care baza de selecție era foarte, foarte slabă, foarte mică și atunci au venit din afară. Și acum aș avea foarte mulți pretendenți, stau la ușă destul de mulți care ar vrea să vină în capela, dar pregătirea lor este mai subțirică și o prioritate muzicienii. Dar
se spune și se consideră în mediul muzical profesionist că un cor este poate a doua opțiune sau este mai, de mai mică importanță. E adevărat? Sau e poate nevoie de o anume modestie ca să accepți poziția de corist? Eu nu resping cu foarte multă putere o gândire de tipul acesta. Din păcate, noțiunea de cor, viziunea asupra unei astfel de formație și asupra menirii ei s-a deformat fundamental, aș spune, în anii 90. Nu, de ce? Dinainte de anii 90, în anii dictatorului. Pentru că eram obligați să facem lucruri care nu ne plăceau. A, și lumea asociază corul cu acele cântece patriotice. Cântecul patriotic de proastă calitate. De conjunctură și de... Da, exact așa. Omagiale. Și, din păcate, foarte multă vreme corul a fost tras pe linie moartă. Eu constat cu plăcere și cu bucurie că în ziua de azi încerc să se mai miște lucrurile. Sunt foarte mulți tineri absolvenți, chiar de la Cluj, pe care îi cunosc, sunt mulți pe care îi cunosc, care au revenit pe sector, în sectorul acesta, și își înființează formații sau preiau formații. De exemplu, la corurile de biserică. Corurile de biserică, destul de multe, de altfel, erau conduse de amatori. Ei, acum sunt foarte mulți tineri dirijori, absolvenți de facultate, care au preluat coruri de biserică și care coruri încep să crească în calitate vizibil. Asta este o bucurie pentru mine, dar s-au înființat și coruri școlare, s-au reînființat coruri școlare. De către absolvenții profesori de muzică. Ca practic exista cam câte un cor școlar în fiecare școală, liceu, mai din mult, înainte de 89. Înainte de 89 existau mai multe formații în aceeași existau instituție. Chiar și concursuri pentru corurile școlare. Să-mi fie iertat, Cântarea României a fost un concurs extraordinar de îmbogățitor pentru nația română. Stimula. Dincolo de faptul că era patronat și marcat de o anumită idee. Și repertoriile erau constrângătoare, practic. Limitate, sigur. Mi-amintesc de multe ori. Eu am fost în juriul național la Cântarea României de câteva ori. Eu am fost pe scena Cântării României cu corul școlar. Sunt convins. Așa încât. Așa era. Am trăit momentele astea. Am văzut lucruri minunate. Ei, întotdeauna când cineva făcea un reproș de tipul da, dar n-au avut în repertoriu un cântec cu dedicație, sau două, sau trei, cam așa era marja, să-i depunctăm. Și întotdeauna am spus, lăsați copiii să cânte. A fost o scăpare. Probabil... E problema profesorului. E problema profesorului, nu sunt ei vinovați. Cântă atât de frumos. De ce să-i penalizezi? Aici intervine un subiect important, pentru că un argument în favoarea corului e repertoriul. Lumea poate are impresia că repertoriile sunt modeste, restrânse, ceea ce nu e real. Cât e de bogat? Extrem de bogat, numai că... Tinerii, mai ales tinerii dirijori, nu au la îndemână repertoriile acestea. Eu am la metru, cum s-ar spune, repertorii pe care lumea nu le cunoaște. Nu le poți scoate cu o singură formație pe scenă. Sigur că împrospătăm din când în când, încercăm să mai dăm și noutăți și compoziții noi, dar nu ai cum cu o singură formație. Ei ar trebui să aibă o bază de informare mult mai serioasă, poate electronizată, nu știu. În alte instituții știu că există în străinătate, te duci pe site și cauți și găsești și ți se dă la posibilitatea să vezi un repertoriu foarte vast. La noi încă nu există asta, deci copilul trebuie să meargă, sau tânărul trebuie să meargă în bibliotecă și să scotocească. Și neștiind, e o cantitate mare de material acolo, neștiind exact unde să pună degetul, evident că pierde vreme și abandonează. Dar un filon de popularitate și important pentru muzica corală constituie transcripțiile pentru cor, a capela în mod special, al marilor creații clasice, simfonice și nu numai. Mai, poate mai puțin transcripțiile marilor lucrări clasice. Sunt foarte multe lucrări dedicate corului, deci nu trebuie transcrise. Poți să găsești Bach foarte mult și pentru cor, nu numai pentru vioară sau clavecin sau, știu, pentru orchestră. După cum poți să găsești și Beethoven pentru cor, poți să găsești romantici foarte multe materiale. Așadar, vorbim de un repertoriu bogat și diversificat. Foarte, la toate foarte, epocile. Foarte bogat. Cât despre muzica contemporană pentru cor, cum stă ea?
începe să stea mai bine. A existat o perioadă prin anii 80 și ceva și poate și înainte, o perioadă în care s-au experimentat foarte multe lucruri care depășeau sfera de interes și de putință a corului. Eu tehnic. Însumi, tehnic, da. Erau extrem de instrumentale, scrise foarte instrumental. Era necesar un volum de muncă extraordinar de mare pentru relativ puțin câștig. Iar publicul, am remarcat atunci, nu savura, nu primea cu drag acele încercări. S-a cam renunțat. Adică au revenit compozitorii la o linie mai moderată. Mai melodică? Mai melodică și nu numai. Și ritmurile erau extraordinar de complicate, ceea ce dădea bătaie foarte multă de cap și dirijorului și formații. Ni se lua foarte mult timp din pregătirea pentru alte lucruri și atunci preferam să le abandonăm. Sigur că faci ocazional, trebuie să promovezi și muzica modernă, muzica noastră, de exemplu, muzica contemporană, dar nu într-o măsură care pe mine nu mă mulțumește. Nu m-am mulțumit niciodată. Eu sunt de părere că trebuie promovată, dar atunci când îți creează dificultăți foarte mari și îți mănâncă foarte mult în timpul de lucru, e preferabil să o abandonezi. Cel mai degrabă renunți, da. Ce satisfacție ați avut în acești 30 de ani, dincolo de recunoașterile în mediul profesional, premii? Păi nu pot să trec peste premii, pentru că principalele câștiguri, să spun eu, spirituale ale noastre au fost premiile pe care le-am obținut, din păcate, prea puține, și aici o să putem dezvolta puțin ideea, prea puține, pentru că n-am putut participa la foarte multe concursuri. Vina n-o port eu. Vorbim și de după perioada de după 90. Eu vorbesc de după 90, că, da. Pentru că după... Când restricțiile economice au fost cele care după dispariția domnului Pop, am intrat într-o perioadă de criză. Atunci, de prin anii 85-86, nu n-am mai avut dreptul să plecăm, n-am mai avut voie să plecăm în străinătate. Până în 89. Până în 89. După 90, am început să ieșim. Am ieșit chiar în 90, chiar în 91, cu formația de care vorbeam, încropită, alcătuită pe jumătate din muzicieni, dar am ieșit în lume. După care, după 90 și cred că 97 a fost ultima oară când am ieșit, n-am mai avut sprijinul pe care l-aș fi pretins. Adică noi în 94 am participat, de exemplu, la Cardița în Grecia, la un festival coral, la care am luat din 6 premii, am luat premiul întâi la 4 categorii și premiul 2 la o categorie, plus marele premiu al festivalului. Deci erați câștigători absoluți. Eram câștigători absoluți. În anul următor, mult mai important, la Viena, am luat premiul întâi la cor mixt și marele premiu al festivalului în concursul Schubert. Asta ne recomanda și pentru alte... pretindea de la sine, zic eu, prezențe. Un interes mai mare din partea celor din jurul nostru pentru a ne sprijini în continuare. N-am avut acest sprijin și eu am abandonat, eu m-am supărat foarte mult atunci și am suferit foarte mult și știu că poate pe de-o parte am greșit. Dacă mă zbăteam mai mult, dacă mă luptam mai mult, poate aveam în palmares mai multe premii, pentru că am câștigat experiență internațională, siguranță, eram deja la un alt nivel din punct de vedere profesional. Nu s-a întâmplat, n-a fost să fie, a mai fost odată încă în 97 la Cardița, de unde am adus două premii și atât. În rest am participat la festivaluri sau turnee ocazionale. Dar aceste trei decade de activitate, ce satisfacție v-au adus? Dincolo. Înainte de toate, faptul că am putut menține o formație de suflet, o formație care, cum spuneam, trăiește de dragul de a cânta. Deci artă pentru artă în România zilelor noastre mai e puțin. E greu de făcut. Mai puțin. Noi o facem și am pretenția ca cei care vin la capela să vină numai pentru a face muzică. O facem. Satisfacția am de fiecare dată când ies în scenă. Dacă facem lucrurile frumos și lumea ne aplaudă. Care e amprenta muzicală a acestei formații? Ce o deosebește de alte coruri din România? Pentru că după 90 imediat, cred, corul s-a reîntors și și-a redeschis o ușă importantă prin corul Madrigal, care atunci, în 90, ne-a restituit colindele românești. Suntem în perioada sărbătorilor și cred e important să vorbim. Am făcut-o și noi imediat după 90. Da. Prin ce ne deosebim?
Mi-am spus totdeauna, noi avem o calitate muzicală destul de bună, avem o finețe a acordajului destul de bună, avem un repertoriu, sau putem aborda un repertoriu care să vină în întâmpinarea cerințelor publicului ocazional. Putem să facem un concert de colinde, putem să facem un concert de muzică clasică, un concert de muzică, nu știu ce, romantică, putem cânta orice. Deci, acoperim tot. Aveți o plajă largă. Putem face și orice. Sonoră și repertorială. Ni se comandă acum o lucrare a unui contemporan englez, m-am uitat ieri peste partitură, o vom face. Dar până atunci venim în 14 decembrie la concertul de aniversar. Veniți în 14, vă invit. Ce ascultăm? Pentru că e un repertoriu divers. Da, un repertoriu, aș spune, mixt. Are mai multe puncte de, să spunem, de... Greutate? Nu. Mai multe fâșii care acoperă niște lucruri speciale. Am gândit în mai multe calupuri acest program pentru ca să amintim și de perioada primilor 30 de ani ai capelei. Se vor recunoaște acolo unele dintre cântecele, dintre lucrările corale pe care le-am interpretat sub bagheta domnului Pop, dar și parte din repertoriul pe care atunci nu l-am cunoscut, care este mai târziu, ceva mai târziu venit în repertoriul formației. De asemenea, un alt fel de orientare a fost pe epoci și pe arii de creație. Avem un prim calup de muzică clasică, preclasică, un calup laic, să spun, românesc și, bineînțeles, nu putem să scăpăm ocazia de a cânta și colindele noastre tradiționale. Așadar, pregătim și sărbătoarea, într-o sărbătoare mare, da, a tuturor membrilor capelei. Un program mozaic, cum spunem noi, dar care cred că vine în întâmpinarea gusturilor tuturor ascultătorilor. În 14 decembrie, de la ora 19, sigur, la sala... La... Filarmonicii Transilvania. Să-i spunem, pentru că lumea așa... Casa Universitarilor, așa cum o cunoaștem muzicienii de... Nu o să uităm să comemorăm și memoria domnului Pop, îi vom aduce un mic omagiu și dânsului, pentru că îi datorăm și noi toți capela și eu, în special, tot ceea ce am reușit să fac de-a lungul vieții mele. Domnule Cornel Groza, la mulți ani. Mulțumesc atunci, încă o dată. Și... Venim la concert pentru a ne bucura de muzica și bogăția muzicii corale, care e întotdeauna o sursă de energie, pentru că e vocea umană la mijloc, cel mai greu și cel mai vibrant instrument al nostru. E adevărat, așa e. La mulți ani. Mulțumesc, domnule.